practic și pietonul. Simt că-mi pierd tonul când tu ții îmi dă conul și apasă butonul. Sunt același matelot ca Arthur din Camelot. Poate un film patriot, pasionat de artă, cu durere în cot, de ales și absenți la vot. Ce fac vot la procuror din cot? Cum nu vii tu țepești, Doamne, ca pună mâna pe ei, să-i împarți în ghei și, Doamne, morților de derbedei. Nicolae Iorga, Goga, răscolez la greu morga. Dacă aud de George Vora sau mai rău de Marius Moga, totu-i moca când nu-i coca. E oricum la vida loca, nena Iancu e actual, chiar fără tatuaj tribal sau cu sigla de la Iagăr pe nervul occipital. Fără droguri și legale la nivelul cerebral. Îi spune artă, dar din păcate e moartă. Tot ce mai rămâne acum este să fie îngropată. Dacă valorile dispar, murim odată cu ei. Deschid o carte, arând din respect pentru cei ce fac artă, dar din păcate e moartă. Tot ce mai rămâne acum este să fie îngropată. Dacă valorile dispar, murim odată cu ei. Deschid o carte, arând din respect pentru cei ce fac artă. Văd atâtea minți înghețate în cribăți scuiți de vară. Pe carte praf de mult timp, doar treaba din reviste clară. Poezia pură-i rară, sigur n-o găsești pe garduri. Scriitor falși dau nici măcar un cititor de carduri. Eu încerc, încearcă și tu să înțelegi ce scriu. Ștefănescu de la Vrancea, țar cu tremura Sicriu. Rămân viu prin poezie, trebuie să scot din mine arte. Ești absent la ce zic eu acum, atunci ești ca la carte. Ești departe, de-aia nu poți reprezenta pericol. Ne vezi parte multă cultură ca pe vecinii cu mult teren agricol. Tu nu poți să vezi cât scriu, fac întreceri cu matrița. Auzi de Nikita Stănescu, întreb dacă e român ca actrița. Am tendința să te demasc când crezi că porți mască. Și ești ca un scriitor care nu știe să citească. Pe mine mă vezi ca pe un jurnal plin de amintiri și gânduri. N-o să zic să citești printre când vezi doar alb între rânduri. Îi spune artă, dar din păcate e moartă. Tot ce mai rămâne acum este să fie îngropată. Dacă valorile dispar, murim odată cu ei. Deschid o carte, arând din respect pentru cei ce fac artă, care din păcate e moartă. Tot ce mai rămâne acum este să fie îngropată. Dacă valorile dispar, murim odată cu ei. Deschid o carte, arând din respect pentru cei ce fac artă. Ultimii cenți fac apel la bunul simț. Domnule președinte, cât vrei să ne mai minți? Cât vrei să ne mai iei din buzunar să bagi la tine? Chiar nu ți-ai dezvoltat deloc instinctul de rușine. Dar în fine, trec peste ca un buldozer de mare tonaj. Atent mereu la detalii și peisaj. Acum nimeni nu mai știe care sunt valorile și ajung să fie ridicate în slăf toate ciorile. Zim, câți dintre voi mai citează pe Minescu? Și câți dintre voi știu cine a fost Grigorescu? Se aud acum manele și din boxe de gunoi. Doamne, dacă m-auzi, te rog de printre noi. Dă ploaie din cer acum să mai crească cultura, că-i toată la pământ, o sunt în urmă cu lectura. Arta se pierde în timp ce gunoaie iau amploare. Și cine e de vină pentru toate astea oare? Îi spune artă, dar din păcate e moartă. Tot ce mai rămâne acum este să fie îngropată. Dacă valorile dispar, murim odată cu ei. Deschid o carte, arând din respect pentru cei ce fac artă, care din păcate e moartă. Tot ce mai rămâne acum este să fie îngropată. Dacă valorile dispar, murim odată cu ei. Deschid o carte, acum din respect pentru cei ce fac artă.